Tânăra de 21 de ani, care a fost obligată să-și vândă copilul de numai 10 luni, trăiește în continuare în teroare. În cursul zilei de joi a fost la audieri, iar pe băiețel l-a lăsat la Centrul Speranța din Zalău, până când a terminat de dat declarații la procurori. La plecare, mămica ne-a declarat că în această săptămână a fost din nou bătută de concubin care o caută și o amenință să-și retragă plângerea. Bărbatul care a vândut copilul este cercetat în stare de libertate, aceasta fiind hotărârea instanței de judecată, care probabil a considerat că vânzarea de copii și agresiunea fizică nu reprezintă un pericol social. Procurorii au făcut recurs la Curtea de Apel Cluj, însă, până când aceștia vor da o nouă sentință, femeia poate fi maltratată în continuare de concubinul furios. Stai cu bărbatul ăsta dacă ai fost vreodată bătută de el? Am fost de o grămadă de ori bătută de el și tot m-a obligat să dau copilul, eu am refuzat, că a zis că ne dă 100 de milioane și n-am vrut să-l dau. Și apoi l-am luat înapoi copilul. Când ai decis tu să-i reclam la poliție? Pe cum e pe astăzi, că pe vineri că l-au dat și cum e pe sâmbătă, m-am dus la poliție. Am vrut să mă duc în ziua aceea la poliție și nu m-a lăsat, n-am auzit scăpare de el. Și în centru, când am fost acolo și m-am întâlnit cu surorile mele, nu m-a lăsat să vorbesc cu ele. Dar când ai fost la primărie, te-a bătut și acolo? O palmă mi-a dat. Ca să declar că faci ce ca copilul. Să semnez acolo. Pe eu nu știu ce semnez acolo. O hârtie albă și am semnat. Cei de la primărie au văzut că ai lovit, că ai fost lovit. Nu, că am ieșit afară la el pe hol. Când numai eu și cu Stănescu și cu fata am intrat-o într-o. Da, te-a mai căutat acum, că el e liber. Te-a mai căutat, te-a bătut, a încercat să Da, vorbească un cu... vineri, zabar. Am o vineri, m-a bătut, că doresc să vede la față. Văd că ai vânătăi la Am fost și ziua. mereu, dar nu mi-a trecut. Dar unde te-a căutat? Unde te-a găsit? Aici în oraș m-a găsit. Și atunci am vrut să mă duc acasă și-o pus mașină și m-a bătut și m-a dus la el acasă. Când am ajuns acasă, l-am lăsat dormind în pat și am fugit noapte. Da, și Stănescu ce ți-a zis? Tu ce ai vorbit cu el? Ai vorbit vreodată cu el? Eu n-am fost înțeleasă cu el ca să dau copilul. I-am zis că nu-mi dau copilul, că copilul meu nu este de vânzare. N-am cum să-mi vedea copilul meu. Și zăbar au zis tot, dă-l, că copilul meu e dat acolo și pe copilul ăsta lui Marius vrei să-l ții. Și am zis că, păi să vreau să-l țin, că cu ceilalți n-am o posibilități acolo, că n-au apă, n-au curent, n-au nimica. Și apoi tot mi-a aruncat, după ce a început să mă bată, că așa e și așa e, și apoi, până la urmă l-a dat. Și acolo Când la o... primărie, când ați fost, Stănescu, ți-a spus ceva? Ți-a spus ce să semnești, ce să scrii? Da, Ce ți-a spus? el nu mi-a zis că ce hârtie e aceea. Mi-a zis, tu vezi că te pune să semnezi și să zici că copilul am eu. Că am avut relații cu tine de două ori. Și i-am spus la zăbar, mă, cum să spun așa ceva, mă, și cum să lăs să-l treacă pe numele lui? Că copilul e pe numele meu. Că n-am cum să-l trec cu tată, că tată s-a fost la lucru, la ajutor. Și n-am avut cum să-l trec pe numele lui, că trebuie să fie și el acolo. Și l-am trecut numai pe numele meu, fără tată. Și a Pistănescu l-a trecut pe numele lui. Eu nu am fost de acord. Nu ți-e frică că o să te caute în continuare să te bată? Că este în libertate acum. Da, și astăzi am dat față cu și nu mi-au tot treaba. Numai atât mi-au zis ca să-mi retrag plângerile. Te-a amenințat? Ieri m-a amenințat. Ce ți-a spus? Mi-a zis că mă bate dacă nu retrag plângerile. Că nu se teme de pușcărie, că nu se teme de poliție, că așa și așa. Și copilul când ți l-a luat mai precis? Cine ți l-a luat și când? Acolo, în față la unicar, m-au pus ca să-l pun în mașină, nu ce drept, nu l-a luat el de la mine de mână și l-a dat acolo. M-au pus pe mine ca să-l pun în mașină, l-am pus. O să spune Otilia acolo să vedem că cum stă 2-3 minute. După aceea l-ai înapoi. Copilul plânge. Și l-am pus acolo. Pe când să-l iau înapoi, nu m-au mai lăsat că au închis ușe. Care e suma totuși promisă până la urmă? Din prima au zis că ne dă 100 de Și milioane. după, la cât După ce au zis că ne dă 50. La 50 ați rămas. Și apoi la 50 au rămas, dar pe ne dă numai 10. 1000 de lei. 10 milioane ne-au dat. Apoi banii le-au stricat. Cine era familia aceasta? De când o cunoșteați? Sau cum v-ați întâlnit? Doar așa pe stradă? Pe stradă m-am întâlnit cu ei. Și de prima dată a fost femeia lui Stănescu. Și mi-a spus, tu nu vrei să vinzi copilul? Și am zis, nu vând. Hai că-ți dau o sumă de bani. Păi nu-mi trebuie, am zis. Ce credeți că urma să se întâmple cu acest copil? Să-l crească în noua familie sau să... Păi să-l vândă mai departe.
O zis că le trebuie să rămâie moștenire, că nu are cine să le rămână acolo moștenire. Că are copii, dar sunt surat și măritate fetele și departe de ei. Și apoi am zis, fă-ți, dacă îți mai trebuie copii, pune-te și fă-ți, am zis. Și ce ți-a zis, că nu mai poate? Eu zis că nu mai poate, că e operată. Și de ce a vrut copilul tău? I-a plăcut, că e frumos? O zis că e blond, alb, cu ochi albaștri, că seamănă că trăi. Că așa și, dar pe... Cum o zis și Stănescu, că e al lui copilului, dar nu e al lui. Eu am făcut analizele și asta s-a întrebat și eu de domnul procuror. Că a venit analizele, o zis că a venit. Și o zis că a mințit Stănescu, că nu e al copilului, că e al lui Marius. Dar tu de ce n-ai vrut să dai copilul? Cum să mi-l vând? Eu n-am vrut nici de cum. Îți iubești copilul? Dar cum nu? Nici măcar o dată n-ai zis, mă, totuși, poate nu o să pot. Nu, eu am zis că poate să-mi dai banii al lui Dumnezeu, că nu-mi trebuie. Poți să-mi dai cășile lor, ale care le au ei acolo, că nu-mi trebuie, am zis. Să dau pruncul eu pentru bogățiile aici, au ei acolo și banii. Dar mi-a arătat o jantă așa de bani. Mi-a arătat o grămadă de milioane și de 500 au și bani. Și dar nu mi-a trebuit. Și atunci în ziua aceea mi-a cumpărat de mâncare, haine la copil. Mi-a dat 100.000, mi-a dat. Tu cum te descurci acum? Ai posibilități? Bine, da, am posibilități. Mă ajută socru. În acest moment faceți o anchetă în cazul acesta, ce se întâmplă cu mama și cu copilul? Da, ancheta este în desfășurare încă din momentul în care procurorul Iconea a anunțat despre acest caz. Am ținut mereu legătura cu dânsii și am sprijinit mama pe perioada anchetei care s-a derulat. De atunci am început consilierea ei în sensul de a fi protejată, de a încerca să-i oferim protecție și ei și copilului. Nu a dorit în mod expres de câteva ori s-a încercat acest lucru, de aceea vedeți și astăzi este iarăși aici unde și-a lăsat copilul pe perioada audierilor, fiindcă noi l-am îngrijit, ea a revenit pe urmă să-și alimenteze copilul, că l-alimentează natural. În continuare, ea este sprijinită și consiliată și în atenția noastră. Ea, cum am mai precizat, are încă doi copii în sistemul de protecție pe care la solicitarea ei au ajuns în sistem, fiindcă nu avea posibilități să-i crească, fiind dintr-o altă relație. Unul dintre copii este al acelui concubin care a încercat să o forțeze cu acest copil. Copiii sunt în, amândoi frații sunt în același loc, n-au nasc maternal. Încercăm să vedem chiar și soarta celorlalți doi copii ai ei, care sunt mici, dacă va avea posibilități de reintegrare sau vor merge spre adopție sau vom vedea condițiile ei. Am discutat chiar și cu părinții actualului concubin, unde ea locuiește momentan, în apropierea lor, să o sprijine, iar dacă nu vor putea să o sprijine și va fi în continuare amenințată, astăzi am discutat cu ea, va avea protecție într-un centru maternal o perioadă, cât va dori. Orice formă de protecție este la dorința părinților expresă, doar când se impun și mama, cum ați observat și dumneavoastră, nu credem că în acest moment este cea care trebuie pedepsită luându-i copilul. Este în atenția noastră, ea știe unde suntem, am mai discutat de multe ori cu ea și atunci noi sperăm că va trece peste chiar o traumă prin care trece acum și poate măcar acest copil să rămână alături de ea și ceilalți vom vedea pe viitor. Se impune o consilieră psihologică? Veți face așa ceva? Da, deci a beneficiat de consiliere de aia. Acum, înainte, am discutat cu psihologul ca să vedem, fiindcă ea, sub presiunea din aceste zile, vă dați seama că este debusolată, va beneficia în continuare și acum am discutat din nou cu ea să stea la domiciliu și noi să o monitorizăm și să venim în sprijinul ei zilele ce urmează. Și în funcție de aceasta vom vedea ce decizii se vor impune să le luăm.